Poliția Târgoviște, Căminul Garnizoanei și Policlinica Militară fără căldură. După cum știm, în municipiul Târgoviște există o mare problemă. Unitățile de învățământ, locuințele sociale, ANL-urile și unele instituții publice încă nu primesc căldură. Și asta pentru că sece termica s-a dus, iar proiectul de montare a centralelor este abia în curs de implementare și cel mai probabil va fi finalizat undeva pe la jumătatea lunii noiembrie. Trebuie să nu ascundem faptul că mai sunt câteva sute de apartamente pentru care la acest moment nu s-a găsit o soluție de a le fi furnizată căldură și cel mai probabil oamenii vor tremura de frig în casă. Chiar dacă furnizarea agentului termic nu intră în atribuțiile Consiliului Județean Dâmbovțea, președintele Adrian Țuianu a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că este asaltat de reclamații privind lipsa căldurii, plângeri venite în special din școli și grădinițe. Mai mult, Adrian Țuianu a afirmat că administrația municipiului Târgoviște a venit mult prea târziu cu soluția de încălzire a instituțiilor de învățământ din municipiu. Foarte mulți cetățeni m-au contactat pe mail, pe Facebook și îmi cer să dăm drumul la căldură în școli și în grădinițe. Pe de o parte vreau să spun oamenilor că nu este o activitate în dreptul Consiliului Județean și trebuie să cunoască acest lucru. Ține efectiv de Primăria Târgoviște. Pe de altă parte, cred că administrația de la Târgoviște a venit prea târziu cu o soluție pentru instituțiile de învățământ din municipiul Târgoviște, în sensul că vremea, vedeți foarte bine că este capricioasă, sunt temperaturi foarte scăzute și în grădinițe și în școli nu există niciun fel de căldură. Cred că trebuia să vină cu o soluție mai devreme, cel puțin cu 2 luni de zile, pentru că așa cum suntem astăzi, nu cred că vom avea mai devreme de, eu știu, în jurul datei de 15 noiembrie, rezolvată problema pentru școlile și grădinițele din municipiul Târgoviște. Tot președintele Consiliului Județean Dâmbovțea a ținut să sublinieze faptul că probleme cu încălzirea în această iarnă vor mai avea Poliția Municipiului Târgoviște, Căminul Garnizoanei și Policlinica Militară din Târgoviște, care nu au nicio soluție de rezervă. Alimentate cu agent termic de la Sece Termica S.A., aceste instituții s-au trezit în prag de iarnă fără alternativă de încălzire. Sunt multe instituții publice care n-au avut în vedere o soluție de rezervă și care se află în dificultate în această iarnă. Și prima este Poliția Municipiului Târgoviște, care nu are niciun fel de încălzire. Au mers, au discutat la ATOP, mi-au scris mie la Consiliul Județean să le găsesc soluții. Evident că după lege n-am cum să găsesc nicio soluție. Nu am dreptul să cheltui banii Consiliului Județean pentru centrale la clădirea Poliției Municipiului Târgoviște. Și a doua instituție importantă care e fără soluție este Căminul de Garnizoană și Policlinica Militară din Târgoviște. Iarăși foarte dificil, pentru că toți militarii care vin în misiune în Târgoviște sau care n-au locuințe locuiesc în Căminul de Garnizoană și toți cei care țin de organismul militar în activitate sau aflați în rezervă, retragere, apelează la această policlinică. Practic, ei sunt în imposibilitate de a funcționa aproape cu aceste activități de natură medicală. Proiectul de montare centrale termice prevede 49 de obiective stabilite într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște.